forme nedefinite. De fapt, nu există niciun fel de formă. Eventual a luat cineva o găleată cu vopsea, a aruncat-o pe un perete și el începe să explice publicului cam care a fost viziunea lui. Pe anumiți pictori care sunt plătiți în milioane, așa pictează. Da, cum îi spune asta? Nu artă naivă, îi spune într-un fel. Arta momentului, de obicei se spune. Bun. Bun, vă rog. Pictura. Da, pictura. Noi nu mai pictăm noi, ei, artiștii. Ei nu se mai raportează la natură cum s-a întâmplat sute și mii de ani în urma noastră. Văd forme nedefinite. Pe urmă, muzica. Păi, fiind un consumator de muzică și am trecut prin toate, adică l-am luat de jos. Da, și eu la fel. Mesajele nu mai există, sunt toate aceleași, adică se discută doar despre mâncat, băutură, drog, sex, punct. Atât. Ăsta este mesajul din muzică. Mesajul pe care indirect, dar cu foarte mare efect, îl transmit cântăreții celebri. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și veci veciul. Amin. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Dragii noștri, ne aflăm acum cu Cristi Bumbenici, care este bunic. Unul dintre cei mai... Proaspăt bunic și din cauza asta și numai din cauza asta aș dori să discutăm cu el despre tema familiei. Pentru că dacă nu mă înșel, la ora asta, sper să mă înșel, la ora asta familia este sub atac. Cred că există un război foarte crunt împotriva familiei, nu știu ce se întâmplă. Puteți să ne spui mai multe detalii pe tema asta. Cum simți? Cum vezi? Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc să te binecuvânteze. Îi salut și eu pe telespectatorii noastre și ai noștri. Da. Cred că exact, împărtășim un public comun. Familia este sub asediu de multă vreme. Acum începem și noi, cei care am privit doar către stele, așa, dintr-un impuls boem, începem să realizăm că ne fuge pământul de sub picioare și ne îngrozesc niște lucruri care deja se întâmplă. M-am gândit la această temă, este o temă, una dintre temele esențiale, care dacă nu o considerăm o prioritate, cu toții vom avea de suferit. Noi ca părinți, ca bunici, ca părinți, ca și copii și, evident, cei din spatele nostru vor primi o moștenire din partea noastră extrem de alterată în ceea ce privește înțelegerea familiei. Acum, cred și în acest caz că este foarte important să stabilim niște repere. Când analizăm un fenomen, este foarte bine să-l raportăm la ceva ce nu poate fi contestat, tocmai ca această discuție, această analiză să fie cât se poate de obiectivă. Și după mintea mea de proaspăt bunic, aș stabili discuția noastră în acest cadru. Când spunem familie, la cine ne raportăm ca element de validare? Pe de o parte, Constituția României spune că familia reprezintă celula de bază a societății. Așa scrie din punct de vedere juridic. Biserica noastră ortodoxă ne spune foarte clar, cel puțin de 2000 de ani, mergem și noi într-o perioadă istorică pe care o putem înțelege mai bine, că familia este a doua biserică sau că este biserica mai mică, biserica cea mică. Când doi oameni își unesc destinele în biserică, în fața preotului, ei participă la o taină pe care nu pot înțelege. Însă li se spune, la un moment dat, ceea ce Dumnezeu a unit, nimeni să nu despartă. Lucrurile sunt foarte serioase, dacă le privim doar din aceste două puncte de vedere, și anume cel juridic, care, repet, este menționat și în Constituție, și această referire
a bisericii, care practic vine și aduce în fața noastră o certitudine. Dumnezeu, de la bun început, ne-a dat această posibilitate ca prin această uniune, bărbat-femeie, să creăm și să completăm. Creăm un întreg și prin participarea noastră completăm. Acum, sunt, din păcate, nu sunt foarte multe teme care, nu sunt foarte multe direcții care destabilizează familia. Ele sunt puține și aș începe cu cea care ar trebui să aibă așa o amintire destul de bună, ceea ce s-a întâmplat în urmă în 2017, când niște oameni foarte bine intenționați au încercat să securizeze din punct de vedere constituțional tocmai sănătatea familiei, încercând să o definească, să completeze definiția ei în Constituție, ca familia, căsătoria fiind posibilă între un bărbat și o femeie. Foarte important. Și o să reexplic sau readucem aminte telespectatorilor noștri câteva elemente de bază care acum sunt destabilizatoare. De ce un bărbat și o femeie? Pentru că asistăm la căsătorii multiple în alte țări. Adică, doi bărbați se căsătoresc cu două femei formând un cuplu de patru. Oh. Pot fi și trei cu trei, sau doi cu două, sau trei cu două, și așa mai departe. Diversitatea sau este. Unul cu cinci. Bun. Deci, aspectul numeric. Un bărbat și o femeie. Pe urmă, aspectul legat de gen. Un bărbat cu un bărbat, o femeie cu o femeie. Lucruri care iarăși se întâmplă și nu se întâmplă de anul trecut, se întâmplă de poate 20 de ani în câteva țări și de câțiva ani în țări foarte apropiate de noi. În esență, eu personal mi-am impus să mă ponderez și sub aspectul ăsta, în sensul în care nu mai vreau să fiu acea persoană care bate cu pumnul masă, eventual, și încearcă să aducă argumente forte pentru care lucrurile trebuie să fie așa, chiar dacă ele există. Așa este normal să se petreacă. Da, și vedem, Cristi, iartă-mă că te întrerup și o să continui după aceea, vedem că tema aceasta a familiei și a cuplului dintre un bărbat și o femeie este validat ca singura soluție în acest caz, în toată istoria, nu numai a Bisericii Ortodoxe Române, în toată istoria omenirii, vreme de mii de ani, adică nu vorbim aici de, eu știu, de inteligență artificială sau fuziunea nucleară, care să zici că da, ok, un lucru nou și discuț pe tema asta. Adică cel mai forte argument este însăși tradiția planetei, care se vede că, pe de o parte, familia care triumfă din punct de vedere existențial este unirea dintr-un bărbat și o femeie, și toate celelalte distorsiuni sunt sortite eșecului. Adică se știe în toată istoria de mari drame provocate de astfel de cupluri. Continuă. Da, până acum lucrurile au fost simplu de înțeles. Acum le înțelegem mai complicat din cauza lipsei noastre de participare. Preferăm să luăm lucrurile de-a gata, nu ne mai preocupă absolut deloc niște teme care ele sunt esențiale, adică dacă nu te raportezi la sănătatea și siguranța familiei tale, ai o mare problemă, pentru că întorcându-te sau fiind prezent în familie, tu de fapt nu te mai regăsești acolo, fugi de soție sau fugi de soț, fugi de copii, încerci să treci singular undeva și aia nu mai e familie, este eventual o echipă de prieteni, ne cunoaștem când și când împărțim facturile, mergem uneori în concediu împreună și cam atât. O adunare de oameni singuri. De asta spun, depinde la ce ne raportăm. Și ca să închei aspectul constituțional, la acel moment la care poporul român a fost invitat să definească și să securizeze tocmai această
această noțiune clară de familie pe care noi o știm. Noi spunem, domnule, în mod firesc, o familie nu poate fi formată decât dintr-un bărbat și o femeie. Știm lucrul ăsta. Dar în anii pe care îi trăim, în perioada asta istorică, era nevoie și este în continuare de o securizare inclusiv legislativă, pentru că toată această nebunie pe care începem și noi să o vedem, ea se desfășoară sub acoperirea unui cadru legal care permite aceste ieșiri din firesc. Bun. De partea cealaltă se aduc argumentări inclusiv vis-a-vis de nașterea unor copii într-un context în care persoanele sunt de același sex. Vorbim despre mame purtătoare, despre inseminare artificială și mai nou despre uter artificial. Bun. De acord. Însă, pe cale naturală, niciodată nu a fost posibil și niciodată nu va fi posibil decât printr-o intervenție exterioară nefirească. Dacă asta este realitatea pe care vrem noi să o definim și dacă asta va fi familia modernă, iarăși este o chestiune de opțiune. De ce? Pentru că și noi și prietenii noștri care ne urmăresc și cei care au altă părere sunt și vor fi puși permanent în fața și acestei alegeri. Ce crezi tu sau ce alegi tu în ceea ce privește familie? Și vei răspunde, vei primi o factură sau vei, mă rog, consecințele nu doar în sensul negativ, ele vor fi. Că noi alegem. Și atunci, cred că și, eu știu, mesajul nostru cel puțin poate fi unul relativ neutru. Nu mai vrem să mai convingem pe nimeni. Nici înainte n-am vrut, dar poate că tonul nostru a fost unul mai insistent în sensul tușării adevărului. Adevărul poate fi foarte ușor de înțeles, cu condiția să vrei să-l înțelegi. Da. Și cu condiția să îți alegi niște elemente de etalonare care să fie corecte. La ce te raportezi? De asta am și început cu această raportare, pentru că este foarte important să definim care sunt valorile mele. Noi vorbim dintr-o perspectivă creștină, dintr-o perspectivă morală și din perspectiva unor adevăruri, exact cum spuneați noastră, validate istoric. Vorbim de specia noastră care, cel puțin până în momentul de față, a procreat pe cale naturală doar într-un singur fel. Un bărbat și o femeie. Nu un bărbat și un copac sau o femeie și un crocodil sau mai știu eu ce alte nebuni. Dacă ne pasă cu adevărat de ceea ce se întâmplă sub aspectul transmiterii unei moșteniri sănătoase, pentru că nu, în cadrul familiei este firesc să se discute și despre valori. Nu? Și valoarea noastră absolută este Dumnezeu și pe cale de consecință, raportându-ne la ceea ce Dumnezeu ne-a explicat și ne-a spus în cuvinte simple, care pot fi înțelese de absolut orice om, viața noastră va avea un anumit parcurs. Dacă suntem noi atât de încrezători că putem răsturna munții și crea o altă lume doar prin propriile puteri, putem încerca. Vom vedea la final dacă am reușit. Cred că și asta s-a încercat în istorie și tot a dat greș. Din păcate, asta este o mare, nu doar o mare părere de rău, este o suferință, fiindcă fiind oameni empatici, păstrându-ne totuși așa o doză de empatie, cred că realizăm fiecare că în jurul nostru este foarte multă suferință, foarte multă durere, dar nu generată de factori externi, ci doar generată de alegerile noastre neinspirate. Și pe acest fond, programele noastre sociale, începând de la educație, dacă vreți, continuând cu comunicarea instituțională, instituțiile care au legătură cu familia, tot acest dialog nu doar că este viciat, uneori este și în mod intenționat alterat, tocmai pentru a fi deturnată atenția noastră către aceste
false direcții. Colegii noștri din presa națională poartă o mare responsabilitate și sub acest aspect, pentru că ei ar trebui să fie cei care nu cenzurează, cei care filtrează și se asigură că dinspre aceste instituții sau dinspre diverse organisme sau comunicatori ajung în societate informații care ar trebui să mențină sănătatea societății, nu să o îmbolnăvească și mai rău. Acest talmeș, balmeș de informații în care nu mai înțelegi și cine susține diversitatea sexuală, de ce o susține, ce mai înseamnă căsătoria, la ce se raportează căsătoria, care este diferența între libertate și libertinaj. Este un ghiveci din care e greu să extragi dacă nu... E greu să extragi ceea ce îți folosește dacă nici pe tine, consumator, nu prea te interesează să-ți creezi tu la rândul tău un filtru, raportându-te, repet, chiar dacă insist asupra acestei chestiuni, raportându-te la niște valori. Da, pentru că se vede la ora asta că oamenii au dat cu piciorul la valori și dacă dai cu piciorul la valori, atunci, de fapt, totul este posibil și apare acest ghiveci. Pentru că fiecare, clar, nu poate să fie lipsit de Dumnezeu și atunci, dacă dă cu piciorul la valoare adevărată, la Dumnezeu cel adevărat, are valori, eu știu, banul, like-urile, traficul și mai departe. Și atunci, cred că se duce oriunde îl mână interesul personal de moment. Și cred că din cauza asta apare acest ghiveș. E adevărat însă că sunt și planuri care se văd în această educație, dacă dorești. Și mă refer la educație numai la școală, ci educație în general și în presă și mai departe. Tu cum vezi educația la ora asta? Cum ți se pare? Și aici, iarăși, la ce ne raportăm? De unde plecăm cu discuția? Eu îmi creez sistemul ăsta. De fapt, este un sistem de filtrare pentru mine. De fiecare dată când discut, încerc să mă raportez la ceva. Și la ceva ce consider că este corect și, repet, validat de alții înaintea mea, dar și poate fi priceput de partenerul de dialog. În special membrii familiei mele, persoane foarte apropiate. Educația este o temă prezentă, este o prioritate națională, dar este cea mai văduvită de esență. Și nu mă refer la finanțare. Mă refer la altceva. Cam înțeles, iartă-mă, am înțeles că apar foarte multe nemulțumiri pe tema educației. Păi, este o operă bufă la care principalii actori, părinții și educatorii, dascălii, ei nu se mai situează în aceeași tabără. De cele mai multe ori sunt în poziții divergente. De ce? Părintele, care nu știu când în ultimii 30 de ani a înțeles el că școala trebuie să educe copilul de la 0 până la 18 ani, are pretenția că școala, respectiv profesorul, este responsabil de ceea ce se întâmplă cu el. Unii dintre părinți și-au transformat copiii într-un soi de automate, cum sunt cele de cafea. Bagi o fisă, copilul derulează programul, îți mulțumește că ai luat jucăria, laptopul, mașina și așa mai departe, după care trebuie să continui cu fisele, pentru că ăsta este modul de dialog cu copilul. Și undeva, pornind de la 15, 16, 17 ani, constați că, de fapt, nu știi nimic despre copilul tău. Copilul tău, după ce nu mai bagi fise în el, începe să aibă reacții. Păi, tati, păi, și eu nimic. Păi, știi că, uite, ți-am dat bani. Păi, mi-ai dat bani. Dar doar atât. Părintele a fost absent. El n-a știut cine i-a crescut, de fapt, copilul. De partea cealaltă, școala
hai să spunem lucrurilor pe nume, în caz că le-am uitat, deși vorbind de o perioadă de timp extrem de scurtă, sunt 30 de ani și poate nu 30 de ani împliniți, cam 20. Păi înainte de această modalitate de a introduce fise într-un aparat, cine se ocupa de educația primară a copiilor? Părinții. Așa a fost dintotdeauna. Cei 7 ani de acasă. Da, evident. Cei 7 ani de acasă, ei sunt esențial, nu ca, eu știu, ca figură de stil. În primii ani, copilul ăsta învață, de fapt, atunci se structurează baza, se modelează fundația, copilul, fundația pe care el se așează. Școala l-a învățat, de când s-a înființat școala și până ziua de astăzi, îl învață anumite deprinderi. Dar esența educației se face în familie. Tot timpul a fost așa și de acum încolo să sperăm că oamenii se vor trezi și își vor lua în serios rolul de părinți. Pentru că și acești dascăli, la rândul lor, și ei sunt părinți și ei sunt supuși unor presiuni și nu pot să învețe, spre exemplu, la școală bunul simț. Îl pot impune prin reguli, dar bunul simț, cel care se predă de mama și de tata sau uneori și de către bunici, se referă la altceva. Acea conduită morală, acel mod firesc, elegant, prin care suntem educați în familie să ne comportăm cu cei din jur, asta se predă doar acasă, nu la școală. La școală înveți lucruri despre matematică, despre informații, alte discipline, înveți să te descurci într-un spațiu comun, în societate. În paranteze fie spus, s-a direcționat educația și la noi în țară către consumerism, în sensul în care în școală deprins foarte multe abilități de a participa la această piață de schimb. Ceea ce este și bine, dar are și un atașament care nu e deloc bun. În sensul în care, fără să-ți dai seama, te aliniezi plutonului și dacă mesajul publicitar spune cumpără asta, plutonul cumpără asta. Și ți se predă indirect și în școală. Deci, momentan, părinții și școala, nu, repet, nu sunt în aceeași tabără și asta este rău. Pentru că toți pierdem. Da. Profesorii sunt părinți la rândul lor, copiii lor se vor regăsi în societate împreună cu copiii cărora le-au predat niște lucruri, părinții care sunt părinți și dascăli și medici și avocați și așa mai departe, vor trăi și trăiesc deja drame existențiale. Că noi vedem acum, și repet, cultura, prima cultură începe să-și arate roadele acum. Vorbim de tineri care au împlinit 20 de ani, iar diferențele de viziune asupra realității între ei și părinți fiind noi, sunt extrem de mari și de foarte multe ori, din păcate, de foarte multe ori se dovedesc a fi contundente. Nu mai există dialog. Da, da, da. Cred că într-adevăr nu mai există dialog și cred că fiecare se izolează în lumea sa virtuală. Nu crezi? Da, este o fugă, în primul rând, este o fugă de responsabilitate. Da. Pentru că acest refugiu într-un spațiu virtual reprezintă, în esență, o mare capcană, una dintre ele, dar nu a fost și nu este încă văzut așa. Și omul crede că, adoptând strategia struțului, da. Îți bași capul în pământ, nu mai vezi nimic și ți se pare că pericolul a trecut, nu, pericolul o să treacă peste el și s-ar putea să treacă fatal, fără posibilitate de a mai recupera vreodată ceva. Cum vezi să se rezolve problemele astea? Păi, răspunsul este simplu. Rezolvarea e complicată. Noi trebuie, dacă vrem cu adevărat să trăim în mod conștient, suntem obligați să scoatem capul din nisip, să ne raportăm doar la acele repere care ele au produs efecte de-a lungul istoric, efecte bune, și să refacem traseul de unde a fost el întrerupt. Cu foarte multă răbdare, cu
cu foarte multă sudoare, pentru că ce s-a stricat în ani se va repara tot în ani, însă, la capătul acestui drum, ne vom reîntâlni noi cu noi, într-o postură firească, într-o postură de normalitate. Noi acum începem să avem așa o scădere a tonalității, aproape că vorbim în șoaptă când discutăm despre lucruri normale, firești, ceea ce este foarte grav. Foarte grav și mai ales că anumite lucruri normale care ar trebui discutate se evită subiectul. Este foarte grav și fac referire doar la prima temă pe care dumneavoastră ați prezentat-o, și anume familia. Dacă noi am ajuns să ne punem întrebări și să despicăm firul în patru vis-a-vis de cum arată familia normală, firească, da, da. Noi avem o problemă. Nu cei care vor să ne perturbe. Da, noi, da. Adică, stai puțin, ce trebuie să definesc eu aici și cui trebuie să explic că familia firească nu poate fi formată decât dintre un bărbat și o femeie. Punct. No more comments. Deci no more comments. Ce să mai vorbim? Ferească Dumnezeu. Ce altă direcție de atac, ce alt mare război vezi împotriva familiei? Libertatea transformată în libertinaj. Sunt extrem de multe invitații în momentul de față, începând de la cele cu tentă sexuală. Sunt obsedați, deci iartă-mă că spun, deci, să-mi ierte mama și tata că încă trăiesc și să binecuvânteze Dumnezeu. Deci, în lume, când am fost eu mirean și n-am fost eu ușa de biserică, în lume n-am avut atâtea discuții pe teme sexuale cum am acum, dita mea schimb cu Sfântul Munte după 20 și ceva de ani. Adică, de unde vine și cum? Care? Păi, de unde vine, știm. Ne-am lăsat și ne lăsăm influențați de acest duh care lucrează împotriva omului. Singurul lui scop este să-l distrugă, să-l desfințeze, să-l atomizeze pe om, să-l reducă la un trup, particulă, o carne insignifiantă, la ceva care nu. Dar până acolo este tot decizia noastră. Nouă ni se pare că dacă experimentăm lucruri de genul pleci de mână cu soția, să te întâlnești în alt loc cu alt cuplu și să schimbi partenerii, este o chestiune care însănătoșește relațiile personale în familie. Doamne ferește! Da, 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 asta este explicația. Deci, și lucrurile se petrec de zeci de ani, de ceva vreme și în România, pentru că și noi am importat acest stil de viață nefiresc. După care, începând, dacă vreți, și cu concediile, continuând cu vestimentația, cu arta culinară, cu diverse hobby-uri, pe fiecare palier există o componentă care îl deturnează, adică îl scoate din zona de unde el poate să extragă ceva sănătos. Nu, merge într-un concediu. Da. Păi, merge într-un concediu, se presupune că vrei să te bucuri de natură, să te bucuri, nu mergi să te bucuri de, nu știu, de faptul că te plimbi într-o cutie mai mare. Da, da. Mă refer la un mall aici, da, sau la ceva, da, artificial. Ci mergi să, nu știu, să vizitezi, să urci pe munți, să, da, să privești marea, copacii și așa mai departe. Noi ne ducem doar către zona hedonistă. Adică din aceste spații de relaxare și de plăcere cumpătată, noi ne ducem către amplificare. Ne place să mâncăm cât mai mult și cât mai diversificat. Deci iarăși ne întoarcem la ghiveci. Ne place să cumpărăm lucruri exclusiviste de care ne plictisim după un timp foarte scurt. Ne place să experimentăm această excitație senzorială la maxim, după care suferim. De ce? Pentru că dispare dopamina. Da, dispare dopamina și omul este neîmplinit. Te-ai obișnuit săptămâna asta cu 10 grame, da, spun așa metaforic, nu te mai satisfac 10 grame. Vrei 12, până când ajungi, exact cum spunea și noastră, într-o
postare mai amplă, ajungi să fii bolnav cu nervii. De ce? Fizic cedează sistemul nervos. Pentru că toată această stare permanentă de excitație față de stimul, ea duce sistemul nostru nervos să colapseze, mecanic vorbind. Da. Și atunci pot apărea boli și unii, din păcate, din ce în ce mai mulți oameni, mai ales în Europa asta super senzualizată, încep să sufere de schizofrenie. Și în momentul în care a intrat în zona de schizofrenie, lucrurile se complică extrem de mult și pot fi one way. Adică ai ajuns, s-a încheiat, la revedere. De noi depinde. Da. Ce alegem? Ce alegem? Ai vorbit la un moment dat de arta culinară. Pe mine m-a atras cuvântul arta. Nu care le cumva crezi că arta este unul din principalii vectori de atac împotriva familiei, împotriva societății în general? Bine, artă culinară am folosit. Nu artă, știi. Nu, vreau să explic doar un singur lucru. Această asociere între termeni artă și culinar, mie mi se pare extrem de forțată, pentru că dacă noi am depășit o necesitate organică, nu suntem obligați să mâncăm pentru a exista și am transformat-o în artă, asta nu este decât încă o dovadă a faptului că am ales hedonismul. Gastronomia s-a transformat iarăși în ceva care nu mai este firesc. Și am încheiat paranteza. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Da, da. Și eu gătesc, îmi place mâncarea, dar nu o consider o artă. Dacă o consider o artă, deja crez o idolatrie. Una dintre. Bun. Ce mai înseamnă artă? Ce mai înseamnă? Mă uit, nefiind deloc un specialist, însă mă uit la, încerc să compar operele unor artiști plastici foarte cunoscuți cu producțiile care arată în felul următor, ceva mâzgălit, forme nedefinite, de fapt nu există niciun fel de formă, eventual a luat cineva o găleată cu vopsea, a aruncat-o pe un perete și el începe să explice publicului cam care a fost viziunea lui. Pe anumiți pictori care sunt plătiți în milioane, așa pictează. Da, cum îi spune asta? Nu artă naivă, îi spune într-un fel. Arta momentului, de obicei se spune. Bun. Bun, vă rog. Pictura. Da, pictura. Noi nu mai pictăm ei, artiștii. Ei nu se mai raportează la natură cum s-a întâmplat sute și mii de ani în urma noastră. Văd forme nedefinite. Pe urmă, muzica. Păi, fiind un consumator de muzică, și am trecut prin toate, adică l-am luat de jos. Da, și eu la fel. Mesajele nu mai există, sunt toate aceleași, adică se discută doar despre mâncat, băutură, drog, sex, punct. Atât. Ăsta este mesajul din muzică. Mesajul pe care, indirect, dar cu foarte mare efect, îl transmit cântăreții celebri. Și în continuu, sex, drog... Atât. Ei, atunci când patim, de fapt, întrețin un spectacol, când generează un spectacol, mai ales femeile, în mod special femeile, în costume extrem de sumare, totul este centrat în jurul sexului. Nici măcar nu te mai concentrezi, nu mai poți să mai asculți linia melodică? Linia melodică și versurile. Că ești centrat pe cine acolo? Trupul respectiv și zici, băi, ce se întâmplă? Adică, ce? Asta mai e muzică, ce asta? Este un spectacol la bară. Da, burlesc. Da, este un spectacol la bară, susținut în fața a 50.000 de spectatori și nu știu câte milioane de telespectatori. Care mai de mult adică era rușine să... Da. Caragiale cauterizează la maxim. Și noi acum, dacă discutăm despre lucrurile astea dintr-o perspectivă critică,
la rândul nostru putem foarte fi ușor etichetați că suntem rămași într-o istorie. Bă, lucrurile merg înainte, voi, niște moși, ați rămas acolo cu ideile voastre. Da, dar la ce ne raportăm? Da. Și cum care vrem, e rezultatul? Cum vrem noi, sau cum mai definim, cum definim noi arta momentului, în toate zonele, raportându-ne la ce? La ce vrem, unde vrem să o integrăm? La plăcerea, la bucuria, nu la plăcerea, la bucuria sufletului pe care simpla contemplare a unui tablou de Rembrandt, da, sau da, mai știu eu cine, înțelegeai, vedeai, exista un mesaj. Da. Deci, acel artist, el transmitea un mesaj. Sau un spectacol de muzică în care toți interpreții erau acoperiți, erau îmbrăcați frumos, ținute elegante și te concentrai asupra linie melodice, înțelegeai textul, mesajul și așa mai departe. Care te înălța, adică spiritualiza. Deci au fost și în continuare sunt și interpreți de muzică și melodii rămase celebre de 30, de 40, de 50 de ani, remixate, remasterizate, dar care plac și acum. E, ăia n-au dansat în chiloți, n-au folosit cuvinte triviale și reușesc să fie plăcuți chiar și acum, repede, după 10 și 10 de ani. E, la ce valori se raportau oamenii? Dar mai mult decât ei, la ce valori ne raportăm noi? Pentru că noi, publicul, întreținem această stare de fapt. Pentru că ne place. Și atunci cineva care simte foarte bine acest barometru al plăcerilor sociale, el aruncă pe piață un stimul și mai înalt. Și noi, ca niște copii naivi, mergem și intrăm în această capcană. Ne trezim după 30-40 de ani, ne dăm seama că ceva e în regulă, însă când te uiți în spate și vezi cât ai de recuperat, îți pierde cheful de muncă. Și ne complacem. Ne complacem și asta este o chestiune, este o stare extrem de periculoasă. De ce? Pentru că miza, în caz că n-am înțeles-o până acum, înseamnă schimbarea aproape totală a valorilor într-o generație. Statistic, o generație se măsoară pe 30 de ani, dar ea interferează și cu capete, părinți, copii. Hai să zicem că vorbim undeva, grosomodo, de 40 de ani. Dacă acești artizani ai societății vor reuși să sucească mintea populației majoritare, mai ales în zona, eu știu, în zona țărilor de tip occidental, noi, America, știu eu, Noua Zeelandă, Canada, Australia, mă rog, țările puternice, am pierdut. Cum vezi viitorul? Viitorul se scrie acum. Noi, părinții, care nu avem niciun motiv să ne criticăm copiii, nu avem nicio justificare, nu niciun motiv, suntem total responsabili de ceea ce se întâmplă acum. De ce? Pentru că noi, generația asta, segmentul ăsta de vârstă, noi conducem lumea. Și în România, și în Bulgaria, și în America, și peste tot. Dacă este ceva ce nu ne place, repejor, mâna pe oglindă, uite-te un pic la tine, tu ești responsabil, nu ăla, nu X, nu Y, nu guvernul, tu. Alegerile tale la nivel individual, adunate cu celelalte alegeri, creează această realitate, pe care dacă o criticăm, suferim de ipocrizie maximă. Dacă vrem cu adevărat și dacă ne interesează viitorul atât al nostru, cât și al copiilor și nepoților noștri, urgent, acum trebuie să punem piciorul pe frână, să ne reîntoarcem către acel sistem de referință care nu a dat greș și nu va da greș niciodată și să începem să lucrăm. Altfel, nu e bine. Nu va fi bine. Altfel, noapte bună, România. Noapte bună, Terra. Terra, exact. Mulțumim tare mult, Cristi. Cu multă plăcere. Dumnezeu să te binecuvânteze. Pentru că știm Sfinților Părinților noștri, Doamne, Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește pe noi. Amin.